Vă salut, dragi prieteni, pe contul meu de Facebook, Cătălin Oțeni, și vă mulțumesc că vă aflați din nou alături de mine aici live pe Facebook, în sufragerie, într-o nouă emisiune foarte, foarte frumoasă și foarte interesantă, dragi prieteni, sufrageria de credință și spiritualitate, rubrică live pe Facebook, emisiune pe care o realizez împreună cu Părintele Lucian Cameniță, care îi mulțumesc foarte mult că vine aici în sufragerie și vorbim despre lucruri foarte, foarte frumoase, lucruri creștinești, lucruri pe care eu cred că, de care eu cred că ar trebui să se vorbească mai mult în lumea asta, tot mai, să zic așa, zăpăcită, zmintită, suntem și în post, dar ne facem așa, sau fac mea culpa, tot la prostii ne gândim între noi și tot prostii facem. Și asta o spun așa, cu o spovedanie publică, dar am spus că e important și am considerat că e important să vorbim despre lucrurile care ar trebui făcute, măcar. Pentru că este o perioadă foarte importantă pentru noi creștini ortodoxi și apropo de lucrul ăsta, mă înclin în fața celor care pot să țină post, pot să facă în perioada asta lucruri bune și pot să se abțină sau să se înfrâneze de la anumite lucruri trupești, de la mâncare până la celelalte, pentru că eu, deși am spus-o, nu prea fac lucrurile astea, îi admir foarte mult pe oamenii ăștia, pentru că eu cred că asta înseamnă să fii cu adevărat un bun creștin, cu toate că eu în continuare consider că Dumnezeu ne iubește pe toți. Părinte, bine ați venit aici în sufragerie și vă mulțumesc foarte mult. Bună seara, Cătălin. Bună seara tuturor care ne urmăresc pe contul acesta de live pe Facebook. Live pe Facebook. Deja îndrăcită, recunoscută și apreciată. Mulțumesc această emisiune. Și pe YouTube vă invit. Emisiunile dumneavoastră sunt de succes. Mulțumim. Da. Și cu dumneavoastră. Da? Și mă bucur pentru faptul că știți că orice învățătură, acum învățăturile sigur sunt scrise în cărțile dogmatice, în cărțile de învățătură, dar anumite teologumene, ca să spunem așa, învățături și teologumene. Adică învățături creștine, nu sunt dogme, sunt învățături care sunt spuse de unii sfinți părinți, care nu sunt spuse întotdeauna ca să devină dogmă, să devină învățătură bisericească, trebuie să fie înțeleasă, scrisă și cunoscută, crezută de către toată lumea, pretutindeni și întotdeauna. Adică, iar asta mai greu să ajunge. De obicei, dogmele s-au împlinit și s-au punctat, s-au pus bine la punct, ca să spunem așa, în sinoadele ecumenice, adică învățătura bisericii este foarte bine stabilită, foarte bine recunoscută, mai puțin de creștini care uneori citesc sau cunosc despre învățătură, credință, dar sigur avem și cărți de specialitate, chiar așa se numește catehism, care de învățătură creștină. Și se pot găsi la biserică, apropo, eu am văzut în foarte multe biserici, foarte multe cărticele, despre lucrurile acestea. În ziua de astăzi, să știți, cuvântul Dumnezeu este foarte răspândit și partea aceasta online, partea aceasta cu digitalizarea, este la îndemâna oricui, adică oricum poți să cauți pe Google ce înseamnă și afli, pentru că, iată, uneori în lumea aceasta virtuală nu sunt numai lucruri rele. Așa. Dar depinde ce alegi. Da. Ele, într-adevăr, lucrurile rele sunt foarte bine promovate. Dar, cam așa e. Și sunt și multe. Da. Eu cred că sunt mai multe lucruri rele decât lucrurile bune. Pentru că sunt căutate și atunci asta e vorba. Sunt care? Sunt promovate pentru că algoritmul crește în funcție de cine caută și ce caută. Dar depinde exact cine caută și ce caută, dar se găsești lucrurile bune și, sigur, învățătura aceasta de credință ortodoxă ne ajută foarte mult să ne cunoaștem pe noi ca și creștini, adică, domnule, ce sunt creștini? Pentru că dacă mă iertați, acum fac... Și ce înseamnă cu adevărat asta? Și ce înseamnă... Așa toți suntem creștini că suntem botezați. Mă iertați, dar dacă ne ducem la un alt credincios de o altă religie, să zicem așa, cred că își cunoaște foarte bine dacă omul musulman sau un budist, nu știu dacă e voie să zic, dar eu cred că l-aș cunoaște crezul, simbolul credinței lui, pe când dacă luăm un creștin, pur și simplu, așa, poate mai din 10, dacă o cunoaște unul, doi,
simbolul credinței noastre, adică crezul. Adevărul e că musulmanii ei sunt foarte bine... Mulți zic că sunt fanatici, nu sunt fanatici, sunt credincioși, sunt cred în credința lor. Prietena și sunt trăitori, respectă credința. De foarte mult tipul care, mă rog, e căsătorită cu un prieten și coleg jurist, care e căsătorită cu un musulman, un sirian, că mi-a spus așa și a noastră, el știe mai bine religia ta decât o știi tu, religia noastră decât o știi. Da, da. El o recunoaște. Soțul musulman. Și o și respectă. Da, nu crede în ea, dar o respectă. Și atunci ne lasă un gând, lasă un semn de întrebare. Doamne, eu ca și creștin mă autodefinesc cu ceea ce sunt? Adică ca și creștin îmi cunosc religia mea, ce știu ce trebuie să fac, ce nu este permis să sper. Ce... Eu cred că știm, părinte, dar nu prea facem. Cel puțin aici vorbesc cu noi. Că știi ce e bine, dar... Nu e, știu bine, da. Dar fac... Da, da, știți ce mă văd tu din Scriptură, nu cel ce zice Doamne, Doamne. La unii măcar atâta nu zic Doamne, Doamne. Dar să știți că, spuneați că aveți tot respectul, sunt destui da. Creștini care, într-adevăr, duc o viață creștină și se vede din... cel puțin eu, adică îmi dau seama, în fapt, cei care vin de la Sfânta Biserică chiar au... Și ăsta e un lucru îmbucurător. Adică de la an la an vedem mai mulți creștini, vedem oameni mai apropiați, poate și vremurile sunt mai grele și ceea ce face, știți că suferința împinge pe om mai aproape de Dumnezeu, Dumnezeu lucrează. Și atunci, vremurile sunt grele și oamenii sunt mai apropiați de Dumnezeu. De cele sfinte, da. Sau când trec prin greutăți. Da, se apropie. De fapt, cam asta este, știm cu toții, când vine omul mai mult la biserică să roage că n-are nevoie. Da, și n-ar trebui să fie așa. Apropo de lucrul ăsta, de faptul că ne cunoaștem sau nu ne cunoaștem, când ne cunoaștem religia, când ne cunoaștem credința, e la îndemâna fiecăruia dintre noi și de asta și facem aceste emisiuni. Am hotărât să facem aceste emisiuni live pe Facebook în fiecare lună pentru a vorbi despre sărbători. Că inițial noi acum câțiva ani, știți, făcusem în preajma Crăciunului și a Paștelui. Acum suntem în preajma Paștelui. Dar am hotărât să vorbim despre toate sărbătorile și am cam reușit în anii ăștia și o să continuăm, bineînțeles. Așa că hai să începem acum cu Sfântul Gheorghe. Avem, da, 23, a fost marți. Aprilie, în aprilie, practic. Bine, a fost și... Mai fost sfinți mai micuți, ca să spunem așa, dar Sfântul Gheorghe este unul dintre sfinții mari creștini cu o popularitate, ca să spunem așa, la toți creștinii, unul dintre cele mai mari sfinți, l-aș asemăna cu Sfântul Dimitrie, iar adică care, de care nu cred că există un creștin să nu fie auzit de Sfântul Gheorghe. Sfântul Gheorghe se naște în vremea unui împărat prigonitor roman, aș putea spune chiar cel mai prigonitor dintre toți împărații romani, și anume Dioclețian. Se naște într-o familie educată. Mama sa era foarte stărită din punct de vedere financiar și ceea ce îl ajută și oferă lui Gheorghe o educație aleasă, o educație bună, îi oferă acel har de la Dumnezeu și anume curajul pentru dibăcia lui și curajul lui, iată, și înțelepciunea lui urcă treptat în armata romană, pentru că se înrolează în armată, ajunge comite, după aceea aceste trepte, până ajunge să comite toată oastea romană, deci toată armata romană de răsărit, să ajunge comandant. Atât de repede a înaintat și încă era tânăr. Sfântul Gheorghe, apoi, când Dioclețian pornește, aș putea spune, cea mai mare prigoană împotriva creștinilor, Sfântul Gheorghe își dă seama că trebuie să fie... să-și aleagă o tabără, ca să spunem așa, ori să fie de partea lui Hristos, să-l mărturisească pe Hristos, ori trebuie să, cum e și să se închine, până la urmă,
zeităților și... Dar nu despre asta e vorba de fiecare dată, da, că și recent am avut cu pandemii și cu astea mintr-un detaliu, pe cine alegi. Tot timpul suntem puși între alege dacă... La un moment de pătitor în viață, sau... să spunem, da. Nu știu, pe celălalt, ca să nu... Și atunci... Cel rău. Sunt Gheorghe în curajul său, cu toate că v-a spus ei, deci avea... Ce și-ar dori omul lumesc, avea și faimă, era comandant, avea și... Deci, părinte, mă scuzați, era o vedetă, cum a dat toate onorurile, ca să spunem și așa. Și totul nu i s-a urcat la cap asta. Și da, și... Cam rar, de aici sunt. Totuși l-a recunoscut pe Dumnezeu, a avut credința mai puternică decât toate onorurile lumești. Adică, exact ce spune onor din Scriptură, zice, cum zice Mântuitorul, ce va da omul în schimb pentru sufletul? Dacă câștigă lumea întreagă și își pierde sufletul, nimic nu are. Da, deci, el n-a vrut să-și pierdă sufletul, practic, și atunci... De foarte multe ori, mulți dintre noi alegem faima și plăcerile, în detrimentul, da? Da, și... Din păcate. Pornind această prigoană împotriva creștinilor diocletian, iată, Sfântul Gheorghe se împotrivește cu vehemență, devine apărător văzut, iar când este chemat să se închine, pentru că era din suita împăratului, ca să spunem așa, el nu se închină și atunci îl mărturisește pe Hristos în fața tuturor, chiar și în fața împărătesii, adică soția împăratului. Atunci împăratul, respectându-l și ținând foarte mult la Sfântul Gheorghe, nici nu vrea să-i răspundă, rămâne pur și simplu surprins de atitudinea Sfântului Gheorghe, care de fapt nu-l cunoscuse cu adevărat ceea ce crede el și ceea ce simte el. Și atunci l-a închis, l-a pus pe altă persoană să vorbească cu el și la care l-a întrebat de unde ții tu această putere, de acest curaj, să-i răspunzi astfel împăratului și să nu recunoști zeitățile. Aici, sigur, Sfântul Gheorghe răspunde că mi-au de la adevăr, adică adevărul pe care este Hristos. Este închis, apoi Sfântul Gheorghe de aceea nu este și numit Sfântul Gheorghe biruitor, sunt un mare mucenic Gheorghe, este supus unor chinuri, la început îi se pune o piatră aproape, îl sfărâmă o piatră peste piept și cu toate acestea este vindecat. Apoi este aruncat în bar, nestins, cu toate acestea trăiește și se prezintă. E, văzând lucrul acesta, împărăteasa începe să se închine și să creadă și în Dumnezeul lui Gheorghe. Mai mult decât atât, împăratul pune un vrăjitor mare, cunoscut la vremea aceea, un vrăjitor, Atanasie, care, un fel de magician, da, care pregătește o travă și dă Gheorghe să bea. Și cu toate acestea, el este nevătămat. Aveau apucături barbare. Foarte, erau vremuri foarte crude. Erau foarte crude, erau oameni foarte... Și totuși, apropo de lucrul ăsta, a făcut o paralelă cu lumea de azi. Oamenii aceia, sfinții aceia, au rezistat acestor barbarii, până la urmă. Din păcate, mulți dintre noi ne pierdem în fața ispitelor, în fața plăcerilor lumești. Nu e vorba de chin, nu știu. Apropo de lucrul ăsta, când am venit întrebarea, ce e mai greu, părinte, să rezist? La durerea sau la plăceri? Unde e ispita mai dură? Acolo să renunți la, sau aici, în lumea asta în care pare că noi aici avem tot confortul și tocmai de aia ne place să trăim? Da, e o întrebare foarte bună. Uitați, nu m-am gândit la chestia asta. Oare unde se găsește mai mult tăria și credința? Cum a fost și, apropo de lucrul ăsta, am văzut și o știre asta, le-a deschis un dosar, mineria, de mă rog, comunist, au fost oameni și am avut în România care au luptat cu regimul, au stat în Valeriu Gafencu, de exemplu, nu știu, foarte mulți oameni care au trăit și au fost întemnițați în închisori pentru că s-au opus regimului comunist, care promova chestia asta cu ateismul, cu distrugerea bisericilor. Oare unde mai mult, unde se găsește mai mult, în durere sau în plăcere? Suferința, dacă ne referim la ea fizică, sigur, mai mare e în durere. Dar
Problema este că oare că din suferință s-au ridicat mari sufletul simți. Rezistă la suferința trupească. Problema este că trupul nu prea rezistă la suferința sufletească. Da. Dar suferința, sigur, ispitelor și plăcerilor este mai mare când este vorba de și mai gravă spirituală, sufletește, decât cea trupească. Pentru că de aceea pentru unii de aceștia, ca aceștia spune Sfântul Apostol Pavel, zice morminte văruite, adică sunt morți, dar ei de fapt sunt vii. Ei trăiesc, au suferință trupească, dar sunt morți spiritual. Și mai gravă moartea spirituală decât moartea trupească. De aceea tot Sfântul Apostol spune, nu mi-e frică de care ucid trupul, mai mult temeți-vă de cei care ucid sufletul. Da. Că sufletul este mai important și odată pierdut sufletul, practic pierzi tot. Dacă ai pierdut trupul... Deci pare că... Pare că cea trupească e mai confortul, da. Dar de fapt e mai periculoasă cea moartea spirituală. Adică e mai dureroasă dacă o luăm din per total. Sau ca și consecințe, ce urmează plăcerile. Da, pare că... Durele, suferința, practic, și spun Sfinții Părinți că te întăresc, și suferința, chiar dacă este privită prin prisma credinței, este benefică. Uh-huh. Pentru că suferința, credința fără suferință, nu duce prea departe. Dar cu suferința, ca și Hristos. Nu, mergem, ne îndreptăm către fără patim, ca să fim urmași al lui Hristos, trebuie să primim și patimile, crucea. Ca să putem să ne înălțăm, să înviem, să ne ridicăm. Da, Dumnezeu ne spune așa, felicitări pentru emisiune, respect și stimă invitatului dumneavoastră, marile caractere se plămădesc din suferință, slavă lui, cu lui Dumnezeu. Da, da. Acum spune că aurul mai mult prin foc să lumărește. Da, și asta e foarte, pare că în ziua de azi, apropo de lucrul ăsta, nu știu, s-a updatat diavolul și a înțeles că e mai simplu să-i păcălești pe oameni. Bine, chestiuni de astea care au simțit, domne, hai domne că nu e un păcat atât de mare, ce ai făcut până la urmă? Și vă spune un om, părinte, care precunoaște public că nu e deloc un sfânt. Și am spus-o tot timpul și na. Să mă ierte Dumnezeu, nici nu e apărat, nu vreau să mă schimb prea curând, dar ca idee. Sunt niște chestiuni și în zona de psihologie. Sau aproape jumătate din păcate sunt iertate, atât timp faci multe de glumă. Psihologic vorbim, pentru că mă uit și la chestia asta. Domnul ți se spune, a, domne, că nu e așa de grav, dar problema ce ai făcut? Știi? Adică... Și aici venim la zona asta, spai și ție fetițele, spai și șprițul, spai, o spun așa la glumă, dar e un pic, ce ai făcut mare lucru până la urmă? Că sunt lucruri normale. Ei, nu știu dacă sunt chiar normale și o să, am vorbit părintele și înainte să vedem că lucrurile astea nu ne ajută foarte mult în viață. Și chiar ne pot face rău. Deși aparent ne simtem bine, cum se zice, ne fac bine. E o distrugere plăcută. Ca să le spunem așa, care da, duce pierzane. Da. Dacă ne uităm mai departe spre, na, spre consecințe mai departe și privit mai departe. Au apărut așa glumițe. Pare că astăzi lumea nu mai e în zona asta de suferință de chin, dar în zona asta de peste tot avem tot felul de alegeri în care ne putem alege plăcerile pe care le vrem. Sunt la liber, așa. Știți ce se întâmplă? Omul e supus păcatul. Și mai multe tendințe palpabile, ca să spunem așa, față de îngeri. Îngerii, de exemplu, sunt ființe raționale și cu voință. Și văd mult mai departe consecințele și mult mai bine decât omul. Omul nu vede, nu se gândește că dacă... Pare că nici nu interesează. Da, mai nou, așa și pare, nu prea mă interesează, dar... Dacă ar cunoaște mai bine și ar da să mai bine, poate n-ar mai face. Totuși, adică dacă ar face, s-ar gândi de ori înainte să facă. Așa dacă ar putea să vadă unde îl duc toate chestiunile acestea. Da. De aceea și biserica, vedeți, rânduiește perioada postului, o frânare, nu numai de la o frânare de la
că vorbeam și despre precedentă, da. Mâncare. De la mâncare, că atunci se numește regim alimentar sau dietă sau cum vrei să spunem. E, înfrânare de la toate, ca să zicem. Dar și psihologic e bine, asta apropo de psihologie, că tot făceam comparații între cele două și eu în general tot timpul mă gândesc la lucrurile astea. Și din punct de vedere psihologic, oamenii am văzut și trebuie să spun lucrul ăsta, oamenii care țin post, oamenii care sunt aproape de Dumnezeu, sunt mult mai liniștiți, mult mai calmi, mult mai decât oamenii care sunt mai trăiesc periculos. Sunt mai liniștiți, pe asta. Și nu se înfrânează. Poate că uneori n-ar vrea nici să fie liniștiți, dar îi liniștește prin post, prin astea, să calmează, să lupta ce e în lupta interioară, nu mai știu, că lupta poate mai mare decât a unuia care nu-i mai are nicio reținere, ca să zicem așa, și își dă frâulire. E mai mare, poate, dar eu sunt convins și nu cred că greșesc, Părinte, că răsplata e pe măsură. Da. Auziți, spune, că fac o mică paranteză, spunea cineva, Părinte, a văzut și eu ce ne-a face noi fără diavol. Pentru că în inconștiența lui diavolul, când vrea să-l pierdă pe om, practic îl ajută să se încolumeze. Se spune că, și asta spun că am văzut acum câteva zile, nu știu, citeam undeva sau am văzut pe internet o povestioară despre un preot înduhovnicit, bătrân, care ucenicul lui trebuia să treacă de la o mănăstire, să plece de la o mănăstire la o altă mănăstire. Aici, pe drum, ucenicul a rugat, adică nu mai a avut timp să ajungă la acea mănăstire, trecând printr-o pădure, au rămas să doarmă în pădurea aceea. Și după multe nopți care nu le-au dormit preotul acesta duhovnicit, și-a pus el capul pe rugă și-a adormit. Acum, după un timp, ucenicul lui i-a venit în minte un gând și i-a spus să-l trezească, pentru că i-a dormit destul, acum ar trebui să doarmă și el. Adică ucenicul să rămână părintele trează să roage. Dar după aia, ucenicul care îl iubea foarte mult pe învățătorul lui, pe duhovnicul lui, iată, i-a zis, nu, lasă doar că săracul n-a dormit câteva zile. Ei, după un timp, iar i-a venit și gândurile astea de să-l trezească pe bună dreptate într-un fel, au fost vreo 9 gânduri până dimineața. Dar ucenicul nu l-a trezit totuși. Și dimineața, când s-a trezit preotul acesta, i-a spus, ce ai făcut tu? Părinte, m-am rugat toată noaptea pentru dumneavoastră, pentru sănătate, pentru oameni, pentru... Nu, și ce ai mai făcut așa, ceva mai special? Păi m-am rugat și pentru ceva altceva special. Nu știu, dar de ce? Văd 9 cununi. Te văd încununat de 9 ori. 9 cununi deasupra capului tău. Ai făcut ceva? Și a dus aminte, atunci ucenicul, și a zis, da, mi-am venit de 9 ori gândul să vă trezesc, dar nu m-am trezit și iată că, practic, respingând gândul cel rău, el s-a încununat. Adică, întotdeauna când putem și reușim să respingem un gând rău. Cum putem să facem lucrul ăsta? Că am întrebat asta și din zona de psihologie. Cum poți să-ți controlezi gândurile, cum să-ți echilibrezi mintea? Cum să faci lucrul ăsta? Asta e problema fiecăruia. E destul de greu. Asta e problema fiecăruia. Omul are discernământ, își dă seama. Sigur, ispitele sunt pe măsura puterii. Adică, eu care sunt mai slab, nu o să fiu ispitit ca dumneavoastră care sunteți mai puternic. Cred că aici a greșit, Părinte, da? Nu, am făcut așa. Acum, nu, Dumnezeu știe mai bine. Și întotdeauna îți spun că eu sunt cel mai păcătos. Și întotdeauna ispita e pe măsura celui care o poate duce, care e încercat. Pentru că Dumnezeu îi îngăduie diavolului să-l ispitească pe om, dar nu mai mult decât poate duce. Pentru că dacă l-ar putea duce pe cât vrea diavolul, ar da piele de pământ. Și atunci, sigur, reușește cu ajutorul lui Dumnezeu. Cu ajutorul Dumnezeu, cu rugăciune, ca și ucenicul acesta se ruga la Dumnezeu. Și credeți dumneavoastră că revenind la subiectul, și Sfântul Gheorghe se ruga la Dumnezeu să-l întărească prin toate încercările și era și bătut, era stingiuit, era lovit, tras pe roată cu țepe, aproape mort și totuși a murit.
și se făcea, se vindeca. A fost otrăvit de acest slujitor care, până la urmă, el văzând că nu a fost otrăvit și recunoscând puterea vrajei sale, din contră, a devenit credincios. Vrăjitorul. Și a cerut Sfântului Gheorghe să-l primească și pe el să devină creștin, să se închine și el Dumnezeului care i-a se închina Sfântul Gheorghe. Și împărătatea Tudora și așa mai departe. Și atunci, până la urmă, împăratul, în data de 23 aprilie, pe data aceasta, da, trimite la moarte, dacă o seară înainte, sigur, Dumnezeu se arată în vis Sfântului Gheorghe și spune că va primi cu luna mucenicii, cu darul și, și cu flori, pentru că de-aia ce primăvara duhovnicească, pentru că este îndumnat cu flori, este îndumnat, adică toate miresmele și frumusețea primăverii, iată Sfântul Gheorghe o deschide, ca să spunem așa, dar cea duhovnicească, nu cea lumească. Și atunci, în această dată, era trimis la moarte și el și împărăteasa. Teodora, împărăteasa, a murit pe drum, n-a apucat, iar Sfântul Gheorghe a fost omorât prin, și a murit prin moarte mucenicească, ca să spunem așa. Dar după ce a învins, e reprezentat în icoană ca cel care învinge balaurul. Cu balaurul este o singură poveste. În, și o să trecem apoi la Florică, da, să ne trecem, da, la da, minunile pe care Sfântul Gheorghe, iată, excelează cu această minune dintre, era un lac în apropiere de Beirut, adică Siria de astăzi, în zona aceea, unde, sigur, era un balaur care mureau oameni în acel lac și dintre mulți creștini, ca să nu mai moară, aduceau ei jertfă câte un copil să fie mâncat de balaur. Și atunci, fiica muratului venindu-i numărătoarea, adică venind numărând și ajungând și la el, și-a dat fiica ca să fie omorât. Și atunci ea s-a rugat la Dumnezeu, la Hristos, și a apărut Sfântul Gheorghe călare cu un cal alb, o suriță, și a spus: nu te teme, în numele Dumnezeului meu, Dumnezeului Domnului Hristos, iată, nu-ți va face niciun rău. Și atunci, sigur, a fiind cu surița balaurul, a fost decapitat și fata s-a dus în comunitate arătând că Dumnezeul Hristos, Dumnezeu adevărat și al lui Gheorghe, nu l-a lăsat să fie omorât, da, de balaur. Mai puțin ce vreau să spun, faptul că Sfântul Gheorghe are o foarte mare popularitate la români, este cunoscut și prin purtarea numelor care atâtea creștini poartă numele Sfântul Gheorghe, atâtea biserici, tuturor, la mulți ani, și chiar dacă spunem un pic mai tardiv, adică a trecut la această sărbătoare, nu este târziu să spunem ca Sfântul Gheorghe să vă ocrotească, să aibă grijă de sufletele noastre, de tuturor. Multe biserici și mănăstiri poartă numele acestui sfânt biruitor și mai mult decât atât, aș vrea să punctez faptul că în Moldova, care este cultul acesta Sfântul Gheorghe, Sfântul Ștefan cel Mare avea o foarte mare blagă la Sfântul Gheorghe. În toate bătăliile pe care le purta cu turcii, da, cu păgânii, chema în ajutor pe Sfântul Gheorghe. A avut două steaguri a Sfântului Gheorghe, pe care atunci pleca la luptă, le purta cu el. E unul dintre steaguri, dacă nu mă știu, este în Muzeul Militar din București, păstrat acolo, și unul este în Muntele Athos, la o mănăstire care este făcută de către Sfântul Ștefan cel Mare, adică banii, vreau să spun, odoarele și prețul e jertfa Sfântului Ștefan cel Mare. Mai avem mănăstirea Voloneț, care poartă hrama Sfântului Gheorghe, adică în Moldova chiar se poartă și întotdeauna a fost al oștirii moldovenești, împotriva turcilor, a tătarilor, că se lupta, avea ocrotitor pe Sfântul Mare Muncii Gheorghe. Și că, am înțeles. Da. Da, și acum să trecem la sărbătoarea, da, Floriilor, ca să mergem apoi la sărbătoarea de înviere. Sărbătoarea Floriilor, care urmează, ca să spunem,
așa este. Duminica aceasta. Duminica aceasta, o sărbătoare cu bucurie. De asemenea, lor la mulți ani tuturor celor care au nume de flori. Tuturor florilor și tuturor celor care au nume de flori. Da, și e o sărbătoare, ea face din parte din celor, din șirul celor 12 sărbători prasnice împărătești. Și mai precis, este una dintre cele 6 sărbători care au dată schimbătoare. Sunt legate de data Paștelui. Adică dacă Paște, în funcție, știți că mă fac o mică paranteză, Paștele ortodox, nu știu, catolic, ei se mai schimbă treaba lor. Noi avem o lege de la Sinodul I și II Ecumenic, stabilită data Paștelui exactă, care spune așa: Paștele este săvârșește în prima duminică cu lună plină, după echinocțiul de primăvară. Adică și de data aceasta, iată, pică pe cei mai. Legat de data Paștelui, avem sărbători schimbate, cu dată schimbătoare și florile, că sunt cu 7 zile înainte de, adică, intrarea Domnului în Ierusalim. Practic, din punct de vedere creștin, este bine să spunem că este sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim. Pentru că florile, sau duminica stâlpărilor, să mai se spune, florile sunt, este o sărbătoare, sau mai bine zis, era o sărbătoare la evrei, zeitată și care avea grijă de a florilor, flora, de acolo vine numele de flori, purtătoare a miresmii, a frumosului, a florii, în general, da? A prospețimii, dar noi, ca și creștini, sau cum spunem Paștele, normal spunem învierea Domnului, că Paștele vine la, tot de la evrei, cu Paștele mielul pascal, da, da. Adică care aduce aminte de triumful lui Dumnezeu, lupta împotriva egiptenilor, ieșirea din robia Egiptului. Normal este învierea Domnului. Noi, da, zicem din popor și zicem florile, ne e mai ușor ca să spunem florile, dar adevărata semnificație este de fapt intrarea Domnului în Ierusalim. Despre această sărbătoare, sigur, sunt multe de spus, dar așa mai concret și mai precis, trebuie amintit că ea este o sărbătoare și a bucuriei, care aduce, sau ne amintește, noi creștinii care suntem acum, dar ea era de fapt sărbătoare a triumfului, a cunoștinței cei care îl vedeau pe Hristos ca un mare biruitor, pentru că se petrece imediat după învierea fratelui Martin și Maria, adică a lui Lazar. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, apropiindu-se de Ierusalim, este oprit de Marta și Maria și se rugată să vină sărbată în Betania, care era aproape de Ierusalim, în Betania, unde deja fratele ei, fratele lor murise. Aici, numai prin cuvântul Lazar ieși afară, iată, ca și biruitor Domn al vieții, Hristos îl învie pe Lazar și mulți veneau și credeau în puterea lui Hristos. Deci, este practic din misiunea Mântuitorului pe Pământ, este a treia minune asupra firii umane. Se înviază pe fica lui Iair, pe tânărul Binain și acum pe Lazar, prietenul lui Lazar. Aici, despre această sărbătoare, ea este recunoscută și amintită, e profețită, ca să spune așa, prorocită, cum fiecare cum vrea să înțeleagă, ea e prorocită încă din Vechiul Testament. Chiar de la Zaharia spune... Vă salutăm și pe bunul meu prieten Ingenierul Cosmin Gâdea, directorul Centrului Județean de Aparatură Medicală Dolj și de asemenea Consiliul Județean, în cadrul Consiliului Județean Dolj, președintele Comisiei de Urbanistică din cadrul Consiliului Județean Dolj, și mulțumim că se află alături de noi și salutăm pe toți cei care ne urmăresc și te mulțumim că se află alături de noi. Doamnești. Și este amintit încă din Vechiul Testament despre această
minune, ca să spunem așa, această întâmplare, această perioadă din viața Mântuitorului de a intra în Ierusalim. Intrarea în Ierusalim este amintită, așa cum spune proroc, că spune, iată, nu te teme, fiica Sionului, fiica Ierusalimului, că iată împăratul tău vine la tine biruitor, smerit, blând și smerit, pe asin, pe mânzul asinii. Acum, această prorocie are și o simbolistică, am putea spune. De ce? Pentru că asin era socotit un animal spurcat. El era socotit un animal care niciodată nu era folosit de către evrei. Nu prea era folosit. Mântuitorul, dacă ne aducem aminte și cunoaștem din Sfânta Scriptură, trimite pe apostoli să-i aducă asin, ca să intre pe mânzul asinii, deci să intre pe un asin în capitala unde era templu, nu? Să ajungă să sărbătorească Paștele iudaic, adică să împlinească cele după rânduială ale legii iudaice. Acum, Sfinții Părinți înțeleg prin aceasta supunerea cine era socotit spurcat păgâni, păgâni. E, și se arată că Mântuitorul îi primește și voiește pe toți oamenii păgâni să revină la adevărata credință. Punerea hainelor a ucenicilor. Deci orice om se poate întoarce la adevărata credință, se poate întoarce la Hristos și la Dumnezeu. Este bine primit și este și bucurie, pentru că așa spune, bucurie mare se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește, adică faptul că te întorci decât să stai într-o viață creștină, așa, vorba, aveam pe cineva pe la țară, un epitrof, asta, modernă, un epitrof și zicea, avea o vorbă, zice, părinte, ăla, ține-mă, Doamne, dacă vrei să mai. Adică era o vorbă așa, da, ce vreau noi, sigur, ce vreau Dumnezeu, dar trăiești și efortul personal, adică nu trebuie să trăim, las că Dumnezeu îmi dă, dar în trai să nu bagă, cum bagă, cum e proverb. Da. Lucrul acesta, iată că punerea hainelor ucenicilor este faptul că este primirea păgânilor a cuvântului lui Dumnezeu, adică cuvântul ucenicilor. Ucenicii care mai târziu, ei n-au înțeles. La început nu înțelegeau ce se întâmplă. De ce? Cum? Dar după înviere și-au dat seama că prorocia s-a împlinit și ei au împlinit prorocia aceasta. I-au împlinit-o lui Hristos. Tinerii, copiii, mulțimea se bucura de intrarea Mântuitorului și mulți îl cunoșteau după învierea din Betania. Adică știau, a venit cel care l-a înviat pe Lazar, care intrase deja aproape în putrefacție, după 4 zile să-l învieze. Da, seama, nu făcuse nimeni lucrurile acestea. Și atunci îl primeau osana. Pentru cei de sus, bine cuvântat, osana din traducere înseamnă slăvit să fie Domnul. Și osana pentru cei de sus, bine se cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Așa strigau cu ramuri de finic strâmpări și cu crengi care sigur îi aduceau slavă. Între timp, în timp ce lumea de jos sau de mijloc, am putea spune, da, îl primeau cu atât entuziasm pe Hristos, cărturarii, arhierei, farisei, nu știau cum să pună la cale ca să-l omoare. Deci, pentru că de ce? Aveau această răutate și zavistie. Invidie. Zavistie înseamnă invidie. Da? Ca multă zavistie în ziua de azi, peste tot. Exact. Asta, lucrul acesta, să știți că comentează și spun și Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Ioan Gură de Aur, că zavistie este un lucru care usucă sufletul omului. De ce? Pentru că nici nu se lasă ajutat. Adică, dacă poți să întrebi de ce are sufletul plin de răutate, plin de invidie, de nu niciodată nu o să spună sunt bolnav, sunt un nebun, nu o să zică niciodată sunt nebun. Înțelegeți? Și atunci, el pe el roade
bine la altuia. Adică, și spune sunt în ogură de aur că zavistia, invidia... E și o glumă virală pe internet, poți să o fi plătit de pe TikTok sau... Cred că acum mulți ani zice, acum erau niște desene acelea pe internet, roboții sau ceva de genul, și ziceam, de ce spă, sau la un burbulan, ceva de genul. Nu știu exact cine a viralizat lucrul ăsta, dar oricum suna ceva de genul, de ce e supărat? Eu sunt supărat că sunt alții fericiți. Adică mie mi s-a părut asta cea mai mare glumă, exact. Foarte reală pentru mulți. Cei care sunt invidioși și cum se zice dumneavoastră, un mici la vistie, nu își dau seama că singurul oameni cărora își fac rău sunt ei înșiși, pentru că încărcându-se eroare pe interior și e usucă, da, usucă. Da. Pe tocmai asta spune sunt jangură de aur, că zavistie mai rea, e o patimă mai rea decât iubirea de arginți. Că atunci când iubirea de arginți ai câștigat o sumă, da? Ți-ai văzut niște bani agonisiți într-un mod sau altul, mai creștinește sau mai necreștinește, așa, și ai adunat o sumă de bani, te bucuri. Dar cel care se are zaviste în sufletul lui, invidiosul, nu se bucură niciodată. Pentru că va găsi tot timpul pe ceva care are mai mult. Exact, și atunci, cum se spune, el e trist de bucuria celui aproape lui său. Și da, dar nu ajută la nimic asta. Îi face rău. Nu ajută, într-adevăr, dar vedeți, el este pentru astfel de oameni, spune să te rogi, pentru că poate nici nu ar vrea să fie așa. Cum zice românul, asta e o patimă. E o patimă și o boală care se naște din răutate și din lipsă de iubire. Pentru că dacă lipsa de iubire cred că este de fapt răspunsul și în psihologie la multe dintre problemele de astăzi pe care foarte mult. Da, dar invidia după aia e răutate și mai urmează un pas de răzbunare. Răzbunare și ucidere. Inginerul Cosmin Gâdea, directorul Centrului Județean Aparatură Medicală Gorj și președintele Comisiei de Urbanism Medicală Consiliul Județean Gorj ne-a scris un mesaj foarte frumos, prin cea așa Cosmin Gâdea. Superbă emisiune, Cătălin, nimic din ce este frumos pe această lume nu s-a întâmplat fără Dumnezeu. În tot acest alert al vieții trebuie să rămânem în comunicare cu Dumnezeu, pentru că El este calea pentru liniștea sufletului și a fericirii, indiferent cât de alert este ritmul vieții. Doamne ajută, salutări Părintele Lucian, îl urmăresc cu toată deschiderea sufletului. Foarte frumos, mulțumim mult, Cosmin, și mulțumim tuturor celor care v-au fost alături de noi. Și într-adevăr, și Cosmin, apropo de lucrul ăsta, că suntem la zona asta, Cosmin este un om, și o spun ca prieten, care întotdeauna a sărit să-și ajute prietenii și nu numai prietenii, și eu știu lucrul ăsta, pe oameni pe care nici nu i-a cunoscut, nici acum nu cred că îi cunoaște. Și știu eu, numai eu știu cât bine le-a făcut acelor oameni și jos pălărie și felicitări. Și cu siguranță la mulie dumneavoastră știe Dumnezeu. Asta da, cu siguranță, care, da. Așa s-a bucurat pentru mai mult pentru... Așa este. Da, aș dori așa este, Dumnezeu. Da. Probabil știți, acum pentru lucrurile astea, vedeți că Dumnezeu lucrează și lucrează pe oameni. Oameni, da. Că, așa spune, dator să te zvecitați, să purtați obiciul celor slabi. Acum, sigur, că de cu cât ești mai sus, ai mai multe ispite, mai multe încercări, ești mai invidiat, mai... Da, ai și mai multe posibilități de a ajuta oameni. Dar dacă ești cu suflet deschis și ajuți, nu aștepți ajutor de la apropiații, da, de sau pe care ajutat, din contră, îți dă Dumnezeu și îți dă înzecit și te ajută ca să ajuți mai departe, pentru că știe că ești acolo, ești cu suflet bun și poți să ajuți la rândul tău, așa este. Tazii și mai mult. Așa este, Doamne ajută. Da. Doamne ajută și să ajute Dumnezeu să ajute în continuare pe mai departe. Revenind la această sărbătoare. Apoi să trecem și la înviere. Da, la această sărbătoare vreau să vă spun că la început era doar o practică. Acum despre ea nu s-a știut, adică se știa că se practică, dar nu s-a socotit cu sărbătoarea abia prin secolul al IV-lea, unde prima dată vedem pe la Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește despre intrarea Domnului în Ierusalim, ca fiind sărbătoare. Creștinii, deci nu o consemnează, nu este consemnat, apoi Chirila Alexandriei, apoi mai apus, în apus
mai vedem în secolul 5-6, adică apare la noi mult mai târziu această sărbătoare. Este, se potrivește, na, cu această sărbătoare a florii, care să spunem așa, de unde este socotit al florilor, a stâlpărilor, pentru că este sărbătoarea care duce, este, vine și cu bucurie, dar în același timp și cu o tristețe, pentru că practic Mântuitorul intră, dar el nu intră cu bucurie. Dar bine, nici cu supărare nu intră, că era Mântuitor, știa, era Fiul Dumnezeu, știa, nu a cârtit împotriva misiunii pe care a avea să o deplinească, decât atunci a avut doar un mic moment de îngrădire de Ghețiman și pe cruce. Doamne, în grădina de este cu putință să trage de la mine până la și pe cruce, da. Doamne, în ce mai lăsat, tată, sau... De ce mai părăsit. Dar astea sunt momente de slăbiciune omenești. Omenești. Asta sublinează firea și latura umană a lui Hristos. Arată, Hristos a fost om. Dumnezeu adevărat și om adevărat. Da. Și atunci, sigur, el vine și nu se umflă, cum să spunem, cu zice românul, în pene, că vine și se închină ceilalți. Da. Din contră, am citit de chiar a spus că regatul nu e din lumea aceasta. Ca să-i miștească pe cei care erau foarte, foarte mulți când au auzit atunci, că știu asta, împăratul, așa, au zis, mamă, vine să... Apropo, că e similar cu ce se întâmplă, azi fac și o glumă și aduc totuși în actualitate, cum îmi place mie să fac de fiecare dată emisiunile acestea. Mișa lupta pentru putere, pentru că toți vor să fie, să fie, să conducă, să... Știți la ce mai refer, nu intru foarte mult în dezbatere este electorale, că se văd, da? Însă Hristos a spus, domnule, nu să lupta ca să fie împărat sau cum sunt alți, nu știu câți candidați. Că să... El a spus clar că lumea, puterea și adevărata putere, de fapt, nu e asta pe care o vedem în lumea asta. Nici plăcerile adevărate nu sunt astea pe care le trăim noi și FMN. Sunt acolo sus, acolo e cine, cum să spun, cine moștenește împărăția cerului cu adevărat fricii. Noi aici, mă rog, astea sunt trecătoare, efemere. Exact. Noi suntem ca și... Carpetiem, ne bucurăm de gripă. Facem ca facem o paranteză, spuneam un părinte, da, comentând la această și făcând o predică la această sărbătoare, spunea că noi oamenii asemnăm cu cine? Cu Asim. Casinul, văzând, dar bine, făcea o ironie ca să se înțeleagă mai bine, dacă cei care înțeleg. Casinul văzând, cine are urechi de auzit și ori de văzut. Da, văzând atâtea haine și flori finic puse înaintea lui, credeau că pentru el e. Adică e așa considera, bineînțeles, animalul e animal și nu consideră, dar puțin haslie, o predică da. Haslie. Credea că pentru el sunt puse toate acestea. Uneori ne înfumurăm și deși credem eu sunt fără, mie mi se face. Suntem, n-am avea niciun merit dacă n-ar fi puterea lui Dumnezeu. Se spune că noi suntem animale raționale, că omul e un animal rațional. Ei, de multe ori omul pare un animal foarte irațional, de fapt. Se îndobitocește ori mai diferite decât animal. Păi de-aia zic, nu știu de adevărul științific da. Aici. Sau... Da. Important este că, iată, intră în Ierusalim să prăsuiască Paștele iudaic. Și apoi să trecem și la... Să pregătește, pentru că începând de duminică, iată, se termină practic postul Paștele și începe săptămâna mare. Săptămâna cea duhovnicească, dacă, pentru că sunt care au fost mai vrednici și mai bisericoși, ca să spunem așa, mai credincioși, mai aplicați, mai evlavioși. Sunt creștini care s-au spovedit, s-au împărtășit până acum, dar sunt unii care cinstelor și jos pălăria. Am spus până, în deschiderea emisiunii, o spun și acum, da. Am toată admirația și tot respectul pentru astfel de oameni. Bravo lor! Până acum nu au făcut. Ei, e momentul ca în săptămâna mare să țină post, să se pregătească duhovnicește. Sigur, așa cum, iată, să pregătesc de Paști, să cumpere. Bine, asta e înseamnă latura comercială, cu iepuri, ouă, cu poșulețe, cu... Gospodinul de Paști și fac curățenie, nu că ar fi mizerie
până atunci, dar zice, domnule, curățenie de Paște. Dar am putea, nu faceți, da, domnule, curator de Paște. Da, bine, vreau să spună că lumea, da, așa se pune accent mai mult, domnule, o curățenie mai amănunțită, da, și mai amplă. Dar și curățenia spirituală dar să fie mai amplă. Să-și curățe și sufletul. Corect. Adică, eu cred că mai importantă perioada asta este hrănirea, curățirea, pregătirea spirituală decât cea lumească. Pentru că, sigur, fii musafiri, bine musafiri, dar dacă nu te-ai unit cu Hristos, dacă nu te-ai spovedit, dacă nu te-ai împărtășit, nu există bucurie. Adică e o zi normală ca și orice altă zi. Adică în care te-ai petrecut cu vecinii, exact, și cu rudele și cu prietenii. Sau să fac grătare. Bucuria, practic, constă în așteptarea momentului. Adică pregătirea atunci când îți vine un musafir. Fac o mică parată, îți vine un musafir. Păi, pregătirea pentru musafir, că musafirul vine, stă, e bucuria care e, dar pregătirea pentru acel musafir, că vine cineva mai important în casa ta, musafirul e Hristos. Dar dacă e Hristos, atunci deci pregătirea trebuie să fie sau cea mai mare pregătire și atunci, sigur, asta este important, pentru că asta este, practic, bucuria sau... Până la urmă, este cea mai mare sărbătoare creștină, este învierea Domnului. Că dacă Hristos n-ar fi înviat, ajungem și spune ca Sfântul Apostol, dacă Hristos n-a murit și n-a înviat, zadarnică e credința noastră, zadarnică este propovăduirea noastră. Adică dacă nu credem și nu simțim, că să vă spun o poveste, se spune că la o mănăstire din Athos s-a dus un mare profesor de teologie. În Grecia, acolo. Da. Un mare profesor de teologie. Unde mai merge și Gigi Becali. Unde l-a rugat starețul acelei mănăstiri să țină un cuvânt de învățătură, o cuvântare, chiar în noaptea Paștelui. La noi știm că avem cuvântul de învățătură al ierarhului, al purtătorii de grijă, al sufletești, ierarhul locului. Adică la noi n-ar prea simțitul, în altă parte la Severin prea simțit din Nicodim, adică fiecare pregătește un cuvânt pentru fiii duhovnicești, care toți sunt fii duhovnicești. Dar aici în mănăstire, normal trebuia să țină starețul și l-a rugat, fiind acest profesor de teologie, mare profesor de teologie, starețul l-a rugat, cunoscându-l, să țină el un cuvânt de învățătură important, care să miște sufletele. Și atât de frumos a vorbit acel profesor, încât credea că e Hristos, ești acolo în cadrul istoric și cum vedeai, parcă se deschideau în fața ochilor cum se petreceau momentul. Cu atâtea amănunte, cu lucruri care nu se sunt știute de către oricine. Și după sărbătoare, după slujbă, mergând către chilii, starețul a găsit și s-a întâlnit cu un călugăr mai în vârstă, un preot mai în vârstă, care era în duhovnicii și l-a întrebat și părinte, cum vi s-a părut predica, a fost frumoasă, întreabă starețul pe acel preot în duhovnicii, care era liniștit în banca lui, stătea, a stat într-un pozișor. Cum a fost discursul? Cum a fost discursul? De față cu acel profesor, starețul profesor, cu cei călugări. Și părinte, cum mi s-a părut? Se trebuie o părere spirituală, la care preotul acesta în duhovnicii zice, atât de frumos ați expus, dar că parcă e prima dată când n-am simțit că a înviat Hristos. De vedeți dumneavoastră, degeaba cunoaștem, degeaba pregătim. Cunoașterea nu este rea, dar uneori... Dacă nu o simțim, dacă nu o trăim. Adică cunoașterea aceasta trebuie nu să fie numai intelectuală, pregătire. Că citim despre Hristos și nu ne mai ducem la biserică. Nu, dacă ne ducem la biserică, sau ce degeaba ne ducem la biserică dacă ne certăm, ne împingem, că n-avem loc, că n-am luat lumină, că n-am luat nu știu ce. Dacă n-am simțit că am venit să iau cu adevărat lumină,
Dacă nu am luat cu adevărat lumină, dacă nu l-am primit pe Hristos, sau dacă am suflet întinat și nu l-am primit pe Hristos, atunci n-am luat lumină. Am luat fizic și o lumină care poate să o prinzi la chibrit. N-am luat lumină. Lumina care să lumineze și care vine, părinte, din cer la Ierusalim, acolo este iarăși un fenomen, apropo de lucrul ăsta, nu e magie, nu e, apropo de când mărturisim credința și unii, mă rog, vor și dovezi pentru asta. Păi, atunci la Ierusalim, de fiecare dată, de Paștele Ortodox, da, se întâmplă ceva, o minune, părinte, da? Și am înțeles că acel foc câteva secunde sau preț de câteva minute nu arde. Oamenii își pot trece mai... Bine, nu s-a prins de la toată lumea... Mistic, este foc dumnezeiesc. Și nu poate fi explicat. Nu se poate explica asta. Explicat este acel foc care l-a văzut Avram... Științific mă refer. Științific nu se explică. Acel foc care l-a văzut Avram în rug, care ardea și nu se mistuia. E acel foc dumnezeiesc care a apărut în mormânt, când piatra au văzut sau dat piatra la o parte. Deci focul acesta dumnezeiesc este atât de puternic, care curăță și duce spre mântuire. Dar același foc care îl primește omul și îl primește cu nevrencie, practic l-arde, îl duce spre o sândă. De aceea zice că să nu vă împărtășiți cu nevrednicie ca să nu fiți o sândiță, adică să nu ducă spre moarte. Mai bine te împărtășești. Dacă nu te-ai spovedit, dacă nu te-ai unit cu Hristos, dacă nu te-ai căit pe ceea ce ai făcut. Și la spovedanie asta vreau să spun, părinte, nu e doar că spui păcatele, trebuie chiar să le regreți și să încerci să le mai faci. Nu mai că merg, acum fac un spidero, merg la părintele, mă spovedește, dar eu după aia tot asta, știți, fac. Păi nu așa. Nu? Nu, e, nu merge decât, sigur că un păcat pe... Eu și proverbul și cum e vorba aia, mărturisit și pe jumătate iertat. Dar asta nu înseamnă că am făcut ceva dacă facem mecanismul. Și trebuie să nu mai faci lucrurile. Sau măcar dacă nu poți, măcar să-ți propui să reziști, chiar dacă uneori mai cazi în păcat. Dar... Că mai sunt și aia, ne spovedim, dar... Spun părinții, nu știu cum este, că n-am făcut dreptul, dar spun părinții... Unii sunt părinți bisericești, așa spun, doamne, te duci la preot, te duci ca procuror al tău, nu ca avocat al tău, adică să te duci să te acuzi, să-ți duci toate, cum zice Sfântul Apostol Pavel, să știți că, haideți să vă spun un lucru, Sfântul Apostol Pavel, fac o mică pauză, chiar dacă mai știți de un pic, Sfântul Apostol Pavel, să știți că avea o boală, și se știe asta, o suferință. A. Și Sfinții Părinți au avut multe suferințe și au avut și păcate. Au avut încercări greutăți să zic așa, și aveau o boală cu vederea. A. Da, nu prea vedea. Și vă dați seama, misiunea lui știa de misiune. Și ce crede? S-a rugat la Dumnezeu. De ce? S-a rugat la Dumnezeu ca să-l vindece, să-l facă sănătos, să poată. Adică râvna lui n-a fost că, Doamne, fă-mă bine ca să... fac ochii după cutare sau după cutare. Nu. S-a rugat Dumnezeu să-l facă bine, să-l facă sănătos, să poată să ducă misiunea lui către Dumnezeu la capăt. Adică să-și facă cele trei misiuni care le avea. Și ce crezi? Dumnezeu nu l-a ascultat. Și dacă nici pe Sfântul Apostol Pavel nu l-a ascultat, ce să ne asculte pe noi. Și asta cu ascultatul, să-ți nu știu ce își doresc și să supără după aia că nu s-a mai. Da, pentru că cere și nu știi ce cereți. Dar i-a răspuns, era ucenicului, era apostolul neamurilor. Dumnezeu știe mai bine ce avem nevoie. Cel mai, adică, bine, că sunt, nu putem compara apostolii între ei, pentru că și Hristos, cel care vrea să fie mai mare, să fie slugă celorlalți.
sau cel care vrea să fie mai mare să fie cel mai mic. E, și atunci, din contră, dovadă de smerenie, le arată Mântuitorul și le spală picioarele în săptămâna mare, că să arate, să se unească, să fie unul cu altul, să fie, să nu fie care mai mare diferență între ei. Toți sunt înaintea lui Hristos, înaintea lui Dumnezeu, toți oamenii sunt egali. Ei se diferențează în funcție de faptele bune. Și atunci, venind la, i s-a arătat și a spus, pentru că Sfântul Apostol Pavel e singurul care s-a ridicat datorită Harului. Salutăm pe Elena Chelu, pe Mihaela Cercel și pe toți cei care ne sunt datori și le mulțumim. L-a ridicat Sfântul Duh, l-a ridicat până la al treilea cer. Se spune că sunt vreo 9 ceruri. Până la al treilea cer, cât am muncit, și nu mai putea să vorbească de frumusețea ceea ce văzuse. Deci, mintea lumească nu poate să-și dea seama ce frumuse și bunătăți se găsește în ceruri. Adică la Dumnezeu. Și el s-a ridicat decât până la al treilea cer. Și nu l-a ascultat, dar ce a spus? Nu îți dau sănătate, nu dau, adică nu i-a dat putere, vederea, și i-a dat, zice, îți dau harul. Așa, doamne, bine. Îți dau harul și binecuvântarea mea. Deși nu vedea, părerea mea este și am mai văzut lucruri de genul ăsta, că sunt oameni care văd mai bine chiar dacă nu văd. Și sunt în duhovnicit. Da. E și un caz al unui, a trecut la cele sfinte de mult, era un preot. Teofil Părăian. Cred că da, da. Pentru și era orb, dar omul acela, am văzut niște conferințe, că sunt niște conferințe, chiar online, pe YouTube le-am văzut. Era mult mai, ca să zic așa, vedea mult mai bine decât mulți care au vedere. Asta e și o realitate. Se deschid ochii sufletești. Și atunci când închizi ochii, trupești. Lumești, da. Da. Și atunci vreau să spun că se mulțește harul. Deci, și i-a spus, îți dau binecuvântarea mea și harul meu. Mm-hmm. Păi ce vrei mai mult decât harul Dumnezeu și binecuvântarea? Că toate celelalte, dacă ai har și binecuvântare, practic te încununi. Dacă vrei pe Dumnezeu, ce-ți mai trebuie ție trupul? Dacă ești plin de Dumnezeu. Apropo de lucrul ăsta, pare că... Bine, asta sunt cei credincioși care... No. Da, asta nu înseamnă că nu trebuie să avem grijă de trupul nostru, dar ideea este că astăzi vedem, apropo de lucrul ăsta, și intrăm pe zona comercială. Foarte multe diete, foarte multe chestiuni care țin de îngrijirea personală, le folosim, normal, așa, dar pare că astăzi se pune accent mai mult pe trup decât pe suflet, pe spirit, pe credință, pe pare că... Nu numai astăzi, s-au pus mai dintotdeauna... Astăzi pare că mai mult. S-au pus și înainte, pentru că Sfântul Apostol spune... Vorbim prea mult de dietă și mai puțin de post, afară... Văd binele pe care vezi, dar fac rău pe care nu vezi. Adică... Ce trebuie să facem, Părinte, ca să primim cu adevărat, să sărbătorim cu adevărat învierea Domnului Iisus Hristos? Să o sărbătorim așa cum trebuie, creștinește și nu comercial. Pentru că noi am tot vorbit. În primul rând. În perioada, nu doar în perioada asta. Și eu am spus, dar public, eu am spus public de mai multe ori. Există mai multe feluri. Pare că de a sărbătoriște. Pare că în ultimii ani foarte mult sărbătorim Paștele comercial. Și Crăciunul și sărbătorim, nu pe ale sărbătorim cum ar trebui. Ci vă întreb, Părinte, ce ar trebui sau cum ar trebui să sărbătorim cu adevărat, ca niște adevărați creștini din Vierea Domnului? În primul rând, acum, în perioada asta, și mai ales după Florin, să participăm, dacă se poate, fiecare seară la denie, pentru că sunt niște slujbe închinate drumului, să fim și noi, să urmăm drumul crucii cu Hristos. În al doilea rând, măcar în perioada aceasta, ultima săptămână, să ținem post, dacă n-am putut, că, da, s-a mai deducit, s-a mai, până la urmă, cum am spus, până la urmă nu carne te mântuiește, te osândește, sau fasolea te mântuiește, dar... Cum sună asta, da, dar, sigur, ăștia sunt regimul acesta, practic, scopul este mult mai înalt al postului creștin. Nu este doar regimul abținerea doar de la mâncare. Exact. Dar abținerea asta te fac să slăbești în a face lucrurile rele. Adică da, te fac să te întărești în credință, să poți să-ți dai seama
să slăbești trupul și să întărești sufletul. Asta este practic prin abținerea mâncării. Asta, sau asta duce. Deci să participăm la slujbe, da. Să ținem post, să ne spovedim și să ne împărtășim. Cu adevărat, cu inima deschisă. Să ne căim de păcatele. Acum, măcar perioada asta. Și alții, cineva spunea, domnule, spunea cineva, domnule, spovedania să fie ca și cum tu ești procurorul tău, nu avocatul tău, că uneori vii la spovedanie și spui, părinte, am făcut, dar nevastă m-a mai enervat. Sau bărbatul nu m-a făcut dau la rele. Nu e adevărat. Tu ai dat la rele. A, că prin bărbat a venit ispita. Așa, asta e altceva. Dar, până la urmă, nu ți-a scos ea vorba urâtă din gură. Sau blestemul, sau, Doamne ferește, alte lucruri. Nu. M-a făcut. Dar, într-adevăr, ai căzut tu ispită și ai fost slab. Problema este că alții spun, deci, să... privim de ce la, ca și procurorii noștri. Alții spun, ne ducem la spovedanie ca și cum, aici poate să fiu mai dur și să nu mă privească lumea prea cu drag, cu mult drag, ca și cum ar fi ultima spovedanie. Pentru că dacă ar fi ultima spovedanie, să vii la Hristos, tu știi că mâine mor și astăzi te spovedești. Te unești, privești pe Hristos. Ce-i spui? Îi spui adevărul, tot adevărul? Îi spui toate păcatele tale sau nu? Ca să te ierte, să te primească. Întotdeauna, apropo de lucrul ăsta, am rămas, ca să zic așa public, de fiecare dată, atunci cum la spovedanie, îmi rămân în minte anumite lucruri pe care preotul le spune tot timpul, după ce, sigur, întreabă de cine ce întreba, dacă ar mai fi ceva de spus. Și atunci, toată lumea, mi s-a întâmplat și mie de câteva ori, că am spus lucrul ăsta, nici nu m-am vrea spovedit de multe ori, dar când aveam obiceiul ăsta bun, zic eu, între timp l-am pierdut, era cu ar mai fi ceva de spus și nu mai, atunci omul se pierde, nu mai spune nimic. Și acum zic și eu, așa, o fac și cu ochi un pic, dacă, și tot am spus, bă, dacă și ție ți-e rușine de lucrul ăsta să spui, atunci ce să vă zice? Asta apropo de avocat sau procuror, când spui ar mai fi ceva de spus, toată lumea ar mai fi ceva, n-arme, deși tu știi ca ființă și ca... Apropo, un alt lucru foarte interesant și psihologic vorbind, am studiat treaba asta în psihologie, ființa umană, noi toți, dacă ați văzut, faceți exercițiul ăsta că e bun și sănătos și pentru psihic și pentru mental, noi toți știm când facem bine sau rău. Știm, ne-a lăsat Dumnezeu. E noi știm și cu toate astea e păcat, da, domne, da, mergem pe la toate. Da, mă, dar e omenesc. De foarte multe ori, cel puțin, foarte mulți așa îmi spun, da, mă, dar sunt și eu om. Eu acum încerc să-mi spun ce-mi spun eu, ca să văd. Cam asta face, da? Da, știți, na, suntem oameni. Da, sunt și oameni. Nu e corect lucrul ăsta, dar știm. Dar noi știm că atunci când săvârșim ceva, că știți că și asta, părinte, trebuie să o spun public acum, aud pe fără, noi nu am făcut rău la nimeni. Nu există așa ceva. Cu siguranță fiecare dintre noi am făcut voit sau nevoit, sau involuntar și rău altor oameni. Și trebuie să fim corecți. Îi aud pe fără, domnule, eu n-am făcut rău la nimeni. Hai, domne, e gaia cu măscuia spune, n-am mințit niciodată. Cred. Da. Știți, apropo, sau n-am făcut, toată lumea, adică... Diavolul are grijă să ne... Da. Să ne dea... să ne ia rușinea când e să facem păcatul și să ne dea când să-l spovedim, să-l mărturisim. Da. Că ce are rușine... Mi-e greu, mi-e una alta și parcă ne potinim așa, da, cuvântul nostru. Dar suntem deschiși. Da, ideea e că Dumnezeu ne-a dat această conștiință, această și apropo de lucrul ăsta, uitați-vă și zona de psihic. Mergem pe zona de știință, da? Pe psihologie, pe studii, psihiatrie. Orice om care are discernământ, care e foarte important, care are discernământ, care există, știe. Tot omul are discernământ. Știe că ce face, nu, sau ce a făcut, nu e bine. Conștiința umană este dită de Dumnezeu un om, conștiința este dită de Dumnezeu un om și ea nu se poate stinge niciodată. Indiferent cât de păcătos ar fi, criminal, ucigaș, cât de talpaiatul, cum zice românul, dacă ar fi, tot rămâne mult stropit conștiința, adică nu poate să se stingă. Că pâlpăie, pâlpăie. Dar ea s-a prinde, prin ce? Prin rugăciune, prin post,
prin fapte bune și să vedeți cum omul încet, încet urcă către... Și niciodată nu e prea târziu să se întoarcă. Niciodată. Asta uneori poate uneori e târziu, uneori nu e târziu, mai Dumnezeu știe. E important noi să încercăm. Doamne ajută! Da. Părinte, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și vă mai aștept cu drag. Ne vedem și în luna mai. Vă doresc sărbători fericite și Paște fericit și toate cele bune. La mulți ani celor care aveți vă sărbătoriți la numele duminică, floriile și toate cele bune tuturor. Sunt două lucruri la care țin în final la fiecare emisiune, live pe Facebook, în sufragerie și sigur sufragerea de credință și spiritualitate pe care o realizez împreună cu Părintele Lucian Camință. Două lucruri. Unul, s-a spus cum v-ați simțit aici alături de mine și doi, care ar fi mesajul dumneavoastră, Părintele Lucian Camință, pentru toți cei care ne urmăresc? Vă rog. M-am simțit bine, m-am simțit chiar de data asta, chiar m-am simțit atât, să zic, nu, sper să nu cadă mândrie, util pentru faptul că e o perioadă în care omul trebuie să fie încurajat, trebuie să fie întărit, trebuie să se dea o speranță pentru a merge pe urcușul acesta duhovnicesc. Mai aspru sau mai dur sau mai greu, după fiecare, după puterea lui și după efortul lui, sigur, îi va lua cununa după toate sacrificii și efortul și jertfa pe care o aduce înaintea lui Hristos. Iar ca și sfat, să spunem așa, ca și îndemn, mesaj pentru toți urmăritorii noștri și prietenii, așa, pentru că și Hristos îi numește prieteni, chiar și pe cel care l-a trădat, pe Iuda, spune prietene, să meargă la Sfânta Biserică în perioada aceasta, săptămâna aceasta duhovnicească, să acorde, sigur, familie importantă, copiii sunt importanți, dar să acorde mai multă atenție sufletului, pentru că, până la urmă, sufletul va fi tras în răspundere înaintea judecății, să meargă la Sfânta Biserică, să se spovedească cu smerenie, cu smerenie și cu căință de păcatele sale, să se împărtășească, dar să se împărtășească cât de cât cu vrednicie și după mila lui Dumnezeu, pentru că dacă ne împărtășim cu nevrednicie și să știți că la cina cea de taină, în joi mari, când Hristos practic instituiază prima Sfântă Liturghie. În creștinism, Hristos întâlnează la cina cea de taină, adică în joi mari. Iată, cei care se împărtășesc cu nevrednicie, adică Sfântul Apostol Iuda, ca să spunem așa, care apoi n-a mai devenit Sfânt și a pierdut toată Sfințenia, dar până atunci fusese Sfântul Apostol, cu nevrednicie, gustând trupul și sângele Mântuitorului, în mod tainic, s-a prefigurat ceea ce va urma, se umple loc de Duh Sfânt, se umple de răutate, de invidie și face ca să sfârșească prin sinucidere. Noi, sigur, să nu ucidem sufletul nostru, să nu ajungem la o sinucidere și o omorâre interioară, trebuie să ne spovedim, să ne împărtășim cu cât de cât cu vrednicie, cu mila lui Dumnezeu, să putem să ajungem cu adevărat bucuroși, cu pace, cu liniște, cu înțelegere, cu iubire, la înălțatul praznic al Învierii Domnului, să fim părtași al Învierii, să ne transformăm, să ne prefigurăm, să ne trupurile noastre, înăuntru nostru, să fim transformați și noi de Harul Dumnezeu, ca să avem fericire atât în lumea asta, cât și în viața veșnică. Doamne ajută, e Salușio pe Elena Cogonu, Ionuț Doanin Dobrin, Vali Luniță, Gâdea Florentina, Ovi Stan, cu maestru Gheorghe Roșoga, de vreme de muzică populară, Rădulescu Nicolae, Cristina Șchiopu și toți cei care ne-au fost alături și le mulțumim foarte, foarte mult că ne sunt alături și am fost alături în cadrul acestui moment. Sărbători cu bucurii și
numai bine. Doamne ajută să ne vedem, să ne auzim de fiecare dată. Bine, vă mulțumesc, Părinte, și vă doresc sărbători luminate, sărbători cu liniște și pace sufletească și toate cele bune. Doamne ajută să ne vedem cu bine. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați fost alături de mine, alături de noi, aici live pe Facebook, în sufragerie. Sufragia de credință și spiritualitate, rubrica pe care o realizez împreună cu Părintele Lucian Camință. Să dea Dumnezeu să ne vedem, să ne auzim de fiecare dată cu bine. Toate cele bune tuturor, multă sănătate tuturor. Până la live-ul următor, eu sunt Cătălin Ionuțene. Nu uitați, mai în glumă, mai în serios, eu vă spun întotdeauna adevărul.